Bună, dragii mei! Azi facem cremă de zahăr ars, iar pentru aceasta avem nevoie de 8 linguri de zahăr pe care le-am pus într-o oală. Scuzați zgomotul, deoarece soțul meu taie la lemne cu drujba. Zahărul îl vom pune la caramelizat, la foc potrivit, și vom amesteca când acesta va începe să se topească. Vom lăsa să se topească foarte bine, apoi vom prelinge puțin și pe pereții oalei. Acum vom lăsa zahărul caramelizat la răcit și ne vom ocupa de continuarea rețetei. În continuare punem 9 ouă sau 8 ouă, depinde dacă sunt mai mari sau mai mici. Eu am avut și ouă mai mici și am pus 9. Dar dacă aveți doar ouă mari, puneți doar 8. Vom adăuga încă 8 linguri de zahăr. Vom pune și esență de vanilie. Eu am 25 de mililitri. Dacă vreți, puteți pune și mai multă și mai puțină. Și vom amesteca foarte bine totul până când zahărul se va topi. Dragii mei, după ce am bătut foarte bine ouălele, vom pune 1 litru de lapte. Eu am din acesta cu 3,5 grăsime, dar nu contează. Puneți de care aveți. Amestecăm foarte bine compoziția. Și o vom turna peste caramelul pus în oală. Caramelul este gata atunci când nu mai curge. Chiar dacă mai este puțin cald sau fierbinte, dar dacă nu mai curge, înseamnă că este foarte bun. Am turnat compoziția. Iar acum o vom da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade până când aceasta se va coace. Am pus oala într-o tavă cu apă, deoarece aceasta va arăta mult mai frumos, dar aceasta este opțional. După câteva minute vom acoperi cu hârtie de copt crema de zahăr ars, pentru a nu se arde pe deasupra. Dragii mei prieteni, așa arată crema de zahăr ars după ce a stat aproximativ o oră la cuptor. Am încercat-o și cu scobitoarea și este făcută. Acum o vom lăsa peste noapte să se răcească la frigider. Dragii mei, acum după ce am tăiat-o, o voi încerca să văd cât este de bună. Uitați ce bine arată! Este delicioasă, foarte pufoasă. Vă recomand să o încercați și voi. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și să împărtășiți și cu prietenii voștri. Iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune!